Galateni, capitolul 1, de la versetul 11 la 24. Vă cunoscut fraților, că Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperire din partea lui Isus Hristos. Căci ați auzit despre felul meu de viață din trecut în iudaism, cum persecutam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o distrugeam. Era mai înaintat în iudaism decât mulți dintre cei de o vârstă cu mine din neamul meu, având un mai mare zel pentru tradițiile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte încă din pântecul mamei mele și m-a chemat prin harul sau a găsit cu cale, să-l descopere pe fiul său în mine, ca să-l vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om. Nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia, iar după aceea m-am întors în Damasc. Apoi după trei ani m-am suit la Ierusalim ca să-l vizitez pe Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun alt apostol în afară de Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. Am dus apoi în, regiunea, în regiunile Siriei și ale Cilicei, dar le eram încă necunoscut la față bisericilor din Iudea care sunt în Hristos. Ei doar auzeau spunându-se Cel care înainte ne persecuta, vestește acum credința pe care încerca să o distrugă și îl slăbeau pe Dumnezeu, datorită mie. Amin. Haideți să ne rugăm. Părinte, mulțumim pentru această zi de har, mulțumim, Doamne, că ne-ai ținut în viață, ne dat sănătate. Până acum, Doamne, îți mulțumim că putem să ascultăm cuvântul Tău. Mă rog acum să ne dai har în timp ce stăm înaintea cuvântului Tău care este viață, Doamne. Și mă rog să ne ajut să, ca viața aceasta din Duhul Tău să pătrunde ființele noastre în momentele care urmează. Mulțumim în numele Lui Hristos. Amin. Evanghelia este extraordinară. Nu poți citi scrierile Noului Testament fără să constați că există o profunzime extraordinară acolo, există um, un mesaj unitar, există o măreție a lui Dumnezeu care emană din aceste scrieri. Și nu poți să nu observi consecvența planului etern al lui Dumnezeu în ele. Și îți dai seama că ele au o coerență și ele vorbesc despre același lucru. Aceeași Evanghelie. Dar întrebarea e, de unde au luat uh, ei, autorii Noului Testament, Pavel și ceilalți, de unde au luat ei aceste învățături? Sunt ele produsul minților? Produsul minților geniale, pentru că mulți dintre ei erau extraordinari din punctul ăsta de vedere. Sau sunt produsul unei minți atinse de nebunie, cum uh, zicea Festus despre Pavel, ca nebunit? Sau sunt ele cumva materiale de mâna a doua, plagiate, luate de aici colo, fără autoritate de sus? Sau sunt așa cum, de fapt, și pretind autorii Noului Testament, inspirate de Dumnezeu? În versetele 6 la 10 pe care le-am văzut data trecută, Pavel deschidea epistola cu uimirea aceea că Nemai văzută că Galatenii se depărtează de Evanghelie, Evanghelia care are în centru harul radical al lui Dumnezeu și exclusiv, și că îmbrățișează o altă Evanghelie, așa zisă Evanghelie. Și el arată cât de gravă și teribilă este consecința acestui lucru, și anume distrugerea eternă. Acum, în ultima afirmație din versetul 10. Pavel afirmă că el nu caută la fața omului. Și această idee răspunde șocului pe care Galatenii cu siguranță l-au avut când au citit versetele precedente și au, au făcut au avut impactul acela teribil în viața lor. Acum, în versetul 10, el, el face o tranziție, Pavel, către versetele 11 și 12 și deschiderea Apostolului de a, de a le veste Evanghelia în forma ei cea mai necizelată, cea mai directă, cea mai sinceră, arată că el nu vestește un mesaj uman, ci un mesaj divin. Și despre asta vor vorbi de fapt aceste versete și vorbesc aceste versete pe care le-am citit. Despre faptul că originea Evangheliei este divină, originea Evangheliei este divină, de aceea ne vom uita în dimineața aceasta la acest lucru. Și vom privi în principiu la Pavel, dar aceste lucruri se aplică desigur la întreg Noul Testament, nu numai la Pavel. Primul lucru pe care îl putem spune despre originea divină a Evangheliei este că ea este afirmată. Ea este afirmată în versetele 11 și 12. Fac cunoscut fraților că Evanghelia vestită de mine nu este de origine omenească. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui sus. Hristos. Pavel afirmă cu claritate și putere că Evanghelia propovăduită de el își are originea, și are o bârșia în Dumnezeu. Și sunt foarte importante detaliile acestor versete ca să prindem puterea din spatele lor. Întâi, el afirmă că, afirmă că Evanghelia nu este Evanghelia lui, Observați, el afirmă că Evanghelia este Evanghelia predicată de el, pe care el o propovăduiește. În alte părți, Pavel nu, nu se ferește să spună că este Evanghelia sa. Aici, însă, se ferește și refuză o astfel de categorisire. Și asta pentru că, în esență, Evanghelia nu este Evanghelia sa, este Evanghelia lui Dumnezeu, nu este proprietatea lui intelectuală, nu este. Uh, nu vine din el, din ființa lui, ci i s-a încredințat lui prin, pentru a o predica mai departe. Și evident spune asta pentru că pentru a sublinia faptul că este un mesager al Evangheliei. Este, el este un mesager, un trimis împuternicit de către Dumnezeu pentru a vesti un mesaj care nu este al lui. Este ca un, ca un cronicar, ca un om care uh, merge cu această veste bună din partea regelui pentru a o trâmbița peste tot în cetate. Originea Evangheliei nu este la el. El este doar un mesager. Și, într-un fel, relația lui Pavel cu Evanghelia nu este cu nimic diferită în esență de relația noastră cu Evanghelia. Și de ce spun asta? Pentru că, așa cum Evanghelia nu este creația lui Pavel, nu este, nu este creația noastră, nu este nici creația lui Pavel, așa cum Evanghelia... Nu poate fi concepută de noi oamenii, noi cei care suntem astăzi prezent, nu putea fi concepută nici de Pavel, care era tot un om. Singura diferență între noi și Pavel este că el este intermediarul revelației Evangheliei și noi nu suntem intermediarii revelației. Noi am preluat această revelație de la ei, de la apostol și așa trebuie să, o, să rămânem la ea. Bun, clarificând... Faptul că el, el este un mesager doar al Evangheliei, nu este Evanghelia sa, el afirmă totuși că ea este divină, această Evanghelie, folosind un procedeu foarte interesant, unul de negare și afirmare. Unul de negare și de afirmare. Când vrei să faci uneori lucrurile mai clar decât ar, ar trebui să. Mai, mai clar, e bine să negi și să afirmi în același timp lucruri pe care vrei să-L spui. De exemplu, dacă afirm că singurul care poate salva este Hristos, pentru a spori claritatea afirmației tale, este bine să afirm și să negi aceste... să afirm și să negi această afirmație. Să, uh, să spui, spre exemplu, că El este singurul care poate salva Hristos, dar și să spui că nu există alt salvator decât Christos. Și ambele afirmații dau o claritate sporită a ceea ce vrei tu să spui. Asta face Pavel aici. Și el începe de fapt cu negația, și de fapt cu două negații, pentru a arăta ce, cât, de, cât de clar vrea el să nege ceva aici. El neagă de două ori în versetele 11 și 12 că vestea bună pe care el o predică este de o bârșie de origine sau de proveniență umană. Asta neagă el de două ori în aceste versete. El accentuează că Evanghelia nu este a sa, nu este a omului. De ce? Pentru că originea Evangheliei sale pe care o predica el, adică era contestată în Galatia. Iudaizatorii considerau mai mult ca sigur că mesajul lui Pavel nu era inspirat de Dumnezeu și mai mult că era preluat de la apostolii din Ierusalim și va distorsionat de el, nu, că el nu predică chiar mesajul al apostolilor de la Ierusalim. Dar Pavel n-a primit Evanghelia de la oameni, asta spune el aici. Adică n-a primit-o printr-un lanț de tradiții umane care au ajuns până la urmă și la el și acolo el a preluat-o. Desigur că unele elemente din Evanghelia lui Pavel sunt preluate, fără îndoială în 1 Corinteni 15, spune așa cum am învățat și eu, vă, vă spun și voi. dar element, elementul de bază al Evangheliei sau elementele de bază esențiale ale Evangheliei i-au venit lui prin descoperire dumnezească. Și când s-a întâmplat asta, vă amintiți? Pe drumul Damascului, când Hristos cel înviat îi se arată în toată splendoarea sa, Pavel cade la pământ și înțelege că Isus Hristos este Domnul, este stăpânul. Literal, expresia din acest verset este aceasta, prin descoperirea lui Isus Hristos. El are parte de revelația Evangheliei prin descoperirea lui Isus Hristos. Ceea ce sugerează că Isus Hristos este revelația care i s-a oferit lui. Nu că nu neapărat că Isus este mijlocul Revelației sau uh, cel care i-a descoperit mesajul, ci Isus Hristos este chiar mesajul care i s-a făcut cunoscut. Și lucrul ăsta e mai clar uitându-l la versetul 16, care vorbește despre același lucru: că în mine mi s-a descoperit Isus Hristos. Uh, dar, evident, nu putem să excludem nici ideea că Isus Hristos. Isa i-a descoperit revelația asta. Da, Isus Hristos i-a descoperit-o, dar conținutul este tot Isus Hristos. Frații mei, dacă ne uităm la noi, e atât de important să înțelegem că izvorul Evangheliei este Dumnezeu. Noi în creștinism urmăm o învățătură dumnezeiască. Nu urmăm o învățătură umană, nu urmăm o învățătură construită de minți Înțelepte sau nu. Urmăm o învățătură care vine de la Dumnezeu, Tatăl. Dumnezeul cerurilor și al pământului, Creatorul cerurilor și al pământului, ne-a revelat nouă Evanghelia, acest mesaj care vine de sus și noi ținem în mâna noastră, în Bibliile noastre, Evanghelia, care este mesajul venit de sus. Noi nu urmăm o religie, frații mei, o religie. Care este o construcție umană, cu lucruri bune sau mai puțin bune în această religie, noi nu facem parte dintr-o religie ca toate celelalte religii ale Pământului. Noi, frații mei, avem adevărul. Asta este cel mai important lucru. Deținem adevărul din partea lui Dumnezeu. Asta vrea să ne spune Pavel aici. Avem adevărul obiectiv cu privire la cine este Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ce ar trebui noi să facem. În lumina asta. Dumnezeu s-a descoperit în toate detaliile, în Hristos, și toate detaliile acestea le avem în această carte, Biblia. Acest lucru nu este o închipuire, nu este o probabilitate, nu este o, nu este un, o certitudine de 80%, este o certitudine de 100%. Și dacă nu ești convins de asta, mă rog Domnului să îți dea această convingere și. Dacă nu ești convins de asta, mă rog să te rogi Domnului să primești o astfel de convingere. Cere și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Domnul să ne dea această convingere. De ce există creștini uneori atât de anemici? Pentru că nu și-au asumat adevărul acesta în mod personal. Că Evanghelia este de sus și eu cred într-un mesaj venit de sus. Eu urmează mai degrabă o, o religiune, o tradiție fără putere. Ei spun cam așa. Așa am fost învățat de mic copil. Așa m-am născut. Așa am crescut cu lucrurile astea. Le cred pentru că na, sunt parte din moștenirea mea, din tradiția mea. Sunt baptist de trei generații. Sunt ortodox de, de milenii. Și așa mai departe. Și frații mei, o astfel de religie nu are nicio putere. Este o religie care... Îi, nu are nicio putere, este anemică în fața, în fața, lumii și în fața puterilor veacului acestuia. Dar să crezi că ai adevărul, că urmezi adevărul, dați-mi voi să spun că asta este atât de puternic, atât de puternic. Într-o lume a relativismului, un om cu asemenea convingere este exploziv. Este exploziv. în sens pozitiv și în sens negativ. Adică este atractiv pentru lumea din jur, pentru că lumea din jur nu mai are niciun reper, nu mai are nicio, nu mai are nicio stabilitate, nicio stâncă pe care să se așeze. Și când văd un astfel de om care crede într-un adevăr obiectiv, Evanghelie, o Evanghelie revelată de sus, care este absolut reală, adevărată, eu zic, băi, da, uite un om, uite un om. Pe de altă parte, un, un asemenea om cu asemenea convingere. Poate fi perceput ca fiind foarte ostil pentru lumea în care trăim noi, care urăște orice pomenire de adevăr absolut. Dar, dar ce contează, frații mei? Asta suntem chemați. Apostolii au fost persecutați. Și noi, dacă va trebui să fim persecutați pentru ceea ce credem, facă-se voia lui Dumnezeu. Vrem să facem voia Lui. Și vrem să fim atractivi pentru cei care sunt chemați de Dumnezeu. Dar vrem să... Uh, trăim adevărul și să urmăm adevărul, chiar dacă acesta poate fi perceput ca fiind ostil. Dar probabil deja vă gândiți, cum știm că Pavel a spune adevărul și revelația lui este de la Dumnezeu. Nu? Mulți au pretins că au avut descoperiri Dumnezeu și Mohamed a pretins că a avut o descoperire și Dumnezeu un înger l-a răpit și așa mai departe. O astfel de viziune a avut și Joseph Smith, formatorul mormonismului și el a afirmat că Dumnezeu i s-a descoperit și a avut o descoperire dumnezească. Mulți au pretins de fapt lucrul acesta în decursul timpului și Pavel nu este singurul care pretinde asta. Și este foarte dificil să aduci argumente în favoarea acestui lucru, nu doar să pretinzi că ai avut o revelație dumnezească. Să aduce argumente este foarte greu, e foarte dificil. Dar exact asta încearcă Pavel să spună în următoarele versete. În următoarele versete el aduce o face o plădoarie istorică și aduce argumente de natură istorică cu privire la originea divină a Evangheliei sale. Și de aceea aș vrea să ne uităm la demonstrarea din versetele 13 la 24, demonstrarea originii divine a Evangheliei. Demonstrarea originii vine a Evangheliei. El apelează la istorie și apelează la biografia sa. Pentru că el este, era mijlocul, să zicem, al revelației. Persoana sa era extrem de importantă. Și primul lucru pe care vrea Pavel să-l arate și prin care el vrea să demonstreze originea divină a Evangheliei sale este faptul că era caracterizat de o mare ostilitate în trecutul său față de Hristos și creștinism și Evanghelie. Versetele 13 și 14. Ostilitatea lui Pavel din trecut. Căci ați auzit despre felul meu de viață din trecut în iudaism, cum persecutam peste măsură biserica lui Dumnezeu și o distrugeam. Era mai înaintat în iudaism decât mulți dintre cei de o vârstă cu mine, din neamul meu, având un mare zel pentru tradițiile strămoșești. Argumentul din versetele 13 și 14 acesta este foarte interesant. Nu-i așa? Pavel fusese înainte de chemarea lui Hristos un persecutor extrem de aprig al bisericii. Atât de aprig încât căuta să o distrugă. De asemenea, el era mai înaintat în ierarhia aceasta a iudaismului și decât mulți de cei de vârstă cu el și era plin de zel față de tradițiile strămoșești. Cu alte cuvinte, înainte de convertire... Pavel era de plin convins că Isus nu este Mesia și că această mișcare a creștinismului este o eroare fatală și foarte serioasă. Pavel nu fusese tipul de om căldicel, cumva între două ape. El putea să bage mâna în foc că iudaismul era adevărul și el stătea și era pentru iudaism în totalitate. Era complet devotat iudaismului și în același timp complet greșit. Complet greșit. Și de ce este acest lucru relevant pentru noi și pentru audiența de atunci în contextul ăsta al originii divine a Evangheliei? Pentru că scenariul că ca, ca Pavel, un propovăduitor al iudaismului, al legii, să dintr-o dată să se schimbe și să devină propovăduitorul neamurilor și a Evangheliei Harului Gratuit, care se primește fără lege, e bine, lucrul ăsta era imposibil din punct de vedere uman. Era imposibil din punct de vedere uman. Un om ca el, cu ascensiunea lui pe care o avea, cu viitorul strălucit pe care îl avea înainte, cu convingerile sale iudaice de fier, cu toate ace tot acest bagaj, nu putea, frații mei, nu putea să devină dintr-o dată un predicator al lui Hristos și al harului și al neamurilor. De aceea schimbarea, schimbarea sa nu poate fi decât o intervenție și o chemare divine. Așa ceva nu putea fi trucat. Schimbarea sa de la un om atât de împotrivitor la un astfel de om, un predicator al Evangheliei, nu putea fi un truc. Pentru că era atât de împotrivitor. Niciun motiv uman nu l-ar fi făcut pe Pavel să subscrie credinței creștine. Absolut niciunul. Puteai să-i dai averi, puteai să-i dai ce vrei. Nu se schimba în veci. Și de aceea, Evanghelia pe care o predică el este divină pentru că schimbarea lui Pavel nu poate fi decât atribuită 100% divinului. Iar în contextul controverselor care existau în Galatia, acest argument este un cui adânc înfict în conștiugul ideii că legea are încă un rol pentru salvarea creștină, salvarea noastră de la pierzare. Eu ar fi spus Pavel aici, eram primul care afirmam că împlinirea legii duce la îndreptățirea omului. Eu eram primul care puteam afirma că neamurile nu pot fi partea poporului Dumnezeu fără să se circumcidă. Eu mâncam legea pe pâine, dacă pot spune așa. Și în Filipen 3 cu 6 se spune, în ce privește legea, eram drept și eram fără vină. Dar cu toate acestea, dar cu toate acestea, era atât de departe de salvare, atât de departe de Hristos. Și de fapt era într-o chipare a tot ceea ce este contrar creștinismului, doritor să-l curețe efectiv de pe fața Pământului. Și Pavel cred că ar spune acum, îmi spuneți bine voi, îmi spuneți bine voi că este posibil ca unul cu convingerile mele referitoare la lege, dintr-o dată să se schimbe și să respingă cu desăvârșire rol, rolul mântuitor al legii? Sunteți niște nebuni, cam asta vrea să le spune Pavel. Îmi spuneți mie că eu care uram creștinismul, puteam dintr-o dată să-l îmbrățișez cu brațele deschise nebunilor? Îmi spuneți mie că eu puteam să fac toate lucrurile acestea fără ca Dumnezeu să intervină într-un mod miraculos în viața mea? Numai o revelație supranaturală putea să mă schimbe și să, să mă facă să-mi reevaluez radical teologia și să o răstorn la 180 de grade. Evanghelia ar fi spus Pavel m-a creat. Nu eu am creat Evanghelia. Evanghelia m-a schimbat. Nu eu, am, nu eu am făcut schimbări Evangheliei. Vedeți cât de puternic este argumentul frații mei lui Pavel în contextul ăsta istoric când îl înțelegem în felul ăsta. Evanghelia nu putea fi un produs realizat de Pavel pentru că el era tipul ăsta de om. Acum, noi, în calitate de creștini, putem aplica argumentul lui Pavel literalmente aici. În ce sens? Știind toate aceste argumente tip istoric pe care el le aduce aici, putem, putem să fim întăriți în credința noastră creștină, în inspirația, în inspirația cuvântului lui Dumnezeu și putem să chiar să apărăm și inspirația Scripturii oamenilor. Pentru că este o mare încurajare să știi, să știi că Dumnezeu apără originea divină a Evangheliei rânduind evenimente istorice care nu puteau fi trucate. Deci lucrul ăsta nu putea fi trucat. Că un om ca Pavel să se transforme la 180 de grade era imposibil de trucat. Și Dumnezeu a lăsat ca Evanghelia, originea divină a Evangheliei să fie apărată de rânduirea unor astfel de evenimente istorice. Desigur, asta nu este suficient. Știm că Evanghelia are, are la bază, să zic, argumente istorice solide pentru a o sprijini. Nu este suficient ca cineva să creadă în inspirația ei. Dar totuși, noi, cei care credem, avem suficiente motive să o credem nu în orb, nu ca un om care se aruncă într-o prăpastie, ci ca unii care au suficiente baze istorice și raționale să creadă în inspirația Scripturii. Oricine vrea să creadă în Scriptură are argumente să creadă și istorice dacă dorește lucrul ăsta. Noi nu sfidăm rațiunea, noi nu sfidăm istoria, ci le avem de partea noastră. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este încercat, spune Psalmul 18 cu 30. Cuvântul lui Dumnezeu îl treci prin cuptor, și iese, iese la fel, pentru că este adevărat. Este inspirat de Dumnezeu. Și, frate drag, dăm voi să mai spun ceva aici. În momentul când noi suntem puși în fața oamenilor ostili care nu cred Evanghelia și uh, nu cred în inspirația divină a Scripturii și sunt cu miile și sutele de mii astăzi în țara noastră, spune-le ceva despre experiența convertirii tale. Asta, asta spune Pavel aici. Experiența convertirii are o putere extraordinară în a-i în a convinge pe oameni. Spune-le cum erai înainte, cât de departe erai de Domnul înainte și cum acest mesaj te-a făcut un alt om. Și mai spune-le ceva, că ce s-a întâmplat în viața ta, era cu adevărat imposibil dacă acest mesaj nu îl auzeai și nu erai schimbat de el. Nu puteai să te schimbi cred că asta ar trebui să fie mărturia fiecare dintre noi. La convertire eram niște păcătoși nenorociți care iubeam starea în care trăiam noi și eram 100% acolo și 100% pentru modul în care noi trăiam. Dar Dumnezeu a intervenit prin Evanghelie în viața noastră și ne-a transformat. Și asta este un, asta este un argument puternic al al inspirației scripturii. Mă rog ca, ca Domnul să ne dea înțelepciune și să folosim uneori și astfel de argumente. Cum demonstrăm uh, originea divină a Evangheliei? În al doilea rând, arătând faptul că chemarea din partea lui Dumnezeu pe care a avut-o Pavel, el a avut o chemare, tot așa divină, din partea lui Dumnezeu pentru a fi Apostol al Neamurilor. Putem Arăta, le putem arăta oamenilor că uite omul acesta Pavel, iată ce chemare a avut din partea lui Dumnezeu pentru a fi apostol al neamului. Uitați-vă la versetele 15 la 17. Dar când Dumnezeu care m-a pus deoparte încă din pântecul mamei mele și m-a chemat prin harul sau a găsit potrivit să-l descopere pe fiul său mine ca să-l vestesc printre neamuri, nu am cerut imediat sfatul unui om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înaintea mea, ci m-am dus în Arabia. Iar după aceea m-am întors la Damasc. În momentul când era cel mai departe de Hristos, Pavel este chemat să fie a lui Hristos și să-l vestească pe Hristos. Este uluitor lucrul ăsta. Dar cum este el chemat? Pavel întrebuițează aici un limbaj foarte apropiat chemărilor profeților Isaia și Ieremia. În Isaia 49 cu 1, Isaia declară că este chemat din pântecele mamei lui. Iar în Ieremia 1 cu 5, Profetul afirmă că Dumnezeu l-a cunoscut înainte de nașterea sa și l-a ales să fie apostol al neamurilor, la fel ca pe Pavel. Și lucrul ăsta este incredibil, mai ales în lumina trecutului lui Pavel. Mai ales în lumina trecutului lui Pavel. Și incredibil este un termen foarte precis aici. Practic ce spune Pavel este că propria sa convertire și chemare este dovada cea mai înaltă a Evangheliei. Și nu era cu putință un asemenea lucru dacă Evanghelia nu avea această inspirație divină. Și aceasta pentru că convertirea și chemarea Apostolului ca lui Pavel sunt prin harul său, cum spune versetul acesta. Sunt prin harul său. Data trecută am văzut că elementul definitorul al Evangheliei este harul lui Dumnezeu, harul absolut. Radical, absolut nemeritat, oferit unor păcătoși care n-au absolut niciun merit. Ei bine, Pavel este prototipul celui chemat prin har. Este întruchiparea harului Evangheliei. Pentru că, în, în condiția lui și în calitatea lui de persecutor al Bisericii și de împotrivitor vehement al lui Hristos, el era ultimul candidat la salvare și cu atât mai mult, cu atât mai puțin la apostolie. Acest, această idee, că el este prototipul celui salvat prin Har, o găsim în, foarte clar exprimat în 1 Timotei și în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 12 la 17, Pavel spune așa. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și care m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un bagiocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Adică el chiar credea în lucrurile pe care le făceam. Nu, nu, era, nu, era, o pervertire uh, voită în inima lui, nu era o pervertire conștientă, scuze, în mintea lui, ci el chiar credea în lucrurile acelea. Și Harul lui Dumnezeu, versetul 14, Harul Domnului nostru s-a amulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus pe, pentru El, adică s-a amulțit. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși dintre care cel din tâi sunt eu. Frații mei, el nu exagera când spunea lucrul ăsta. El chiar credea că e cel din tâi dintre păcătoși. Dar am căpătat durare pentru ca Hristos Iisus să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga lui răbdare. Și explică de ce. Ca o pildă, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor a nemuritorului, a nevăzutului, a singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Saul din Tars era fără niciun merit, fără absolut niciun merit și totuși este salvat și totuși este făcut apostol al lui Hristos. Acesta este harul în toată măreția lui. Aceasta este puterea Evangheliei în toată splendoarea ei. De ce? Pentru că lucrarea Evangheliei este lucrarea harului care este, care atunci când cheamă pe cineva nu îi se poate împotrivi această persoană. Sunt unii care zic Harul, fratele meu, e important, dar știi cum e? Dumnezeu nu trece peste voința noastră. E important harul, dar la urmă noi decidem dacă credem sau nu harul, sau primim sau nu harul. Și da, Dumnezeu nu ne mântuiește împotriva voinței noastre, dar el poate să facă ca voința noastră să capituleze înaintea sa, să fie cucerită de el. El poate să facă și poate să ne facă să voim așa cum altceva decât am voi noi în mod natural. Asta a făcut la Pavel, frații mei. Asta a făcut la Pavel. Voința acestui om era atât de împotrivitoare adevărului, atât de împotrivitoare lui Mesia, atât de împotrivitoare Harului, încât era imposibil de cucerit din punct de vedere uman. Dar Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos, plin de har, cum spune, plin de îndurare, cum spune textul din Timotei. Pentru că Dumnezeu are toate resursele să facă asta. Are toate resursele. Și a cucerit voința aceasta rebelă a lui Pavel și el a capitulat în fața Mântuitorului. Frate drag și soră dragă, Dumnezeu are toate resursele pentru a face ca voințele noastre să capituleze în fața Evangheliei și voințele oamenilor să capituleze în fața Evangheliei. El are puterea de a cuceri orice om. Pe orice om. Indiferent cât de rău ar fi omul acela. Niciun om nu este atât de rău și așa de departe de Dumnezeu încât să nu poată fi mântuit de Dumnezeu dacă Dumnezeu ar dori lucrul ăsta. Cu condiția ca acel om să fie în planul său de salvare. Cu condiția ca acel om să fie ales de Dumnezeu pentru salvare. Să fie cum spune textul, chemat prin harul său. Să fie chemat prin harul său. Da, oamenii pierd din priciuia propriilor încăpățânări, propriilor aroganțe, propriilor depravări, propriilor păcătoșenii. Și Dumnezeu nu numai că nu poate fi vinovat pentru asta, dar trebuie să și condamne astfel de oameni. Nu ar fi Dumnezeu, nu ar fi drept dacă n-ar condamna pe astfel de oameni. Dar la fel de adevărat este că. Dacă Dumnezeu ar avea în planul Său, ca oricare dintre acești păcătoși să vină la credință, fiecare dintre acești păcătoși ar veni la credință, pentru că Dumnezeu nu poate fi. Nu, planurile sale nu pot fi. Uh, nu pot fi distruse de oameni. Planurile sale el le duce la îndeplinire. Și dovada cea mai, cea mai înaltă, frate, este Pavel. Dovada cea mai evidentă a acestor lucruri. Este chiar Pavel. Și asta este definiția incomodă a harului. Harul este suveran. Harul este suveran. Harul este dat unora, harul salvării mă refer, dar nu este dat tuturor. Și nu știm de ce face Dumnezeu asta. Noi nu înțelegem planurile sale pe deplin, dar știm că asta face El. Tu și cu mine, frații mei. Nu suntem cu nimic diferiți de niciunul dintre păcătoșii care astăzi umplu iadul, să știți. Cei care astăzi sunt în iad, în chinuri, nu sunt cu nimic mai, mai nenorociți decât și mai păcătoși decât suntem noi. Cu nimic mai diferiți. Și nici măcar actul voinței noastre de a crede în Hristos nu este meritul nostru. Este lucrarea prin care suntem atrași de Tatăl. Și asta a, făcut Pavel, asta a făcut Dumnezeu în viața lui Pavel, și asta face în viața oricărui om care este salvat. Și noi eram rebeli, eram atât de împotrivitori lui Dumnezeu, eram despărțiți de Dumnezeu, morți, spune Scriptura, în păcatele noastre. Dar Dumnezeu, când cheamă, frații mei, morți în vie, voințele sunt eliberate ca să creadă în Hristos și oamenii văd strălucirea gloriei lui Hristos. Și voința oamenilor care este de fier împotrivitoare lui Dumnezeu este dintr-o dată îmblânzită, cucerită, înmuiată datorită dragostei sale. Încât acei oameni zic precum Pavel în fapte 9 cu 6 când îl vede pe Hristos cel înviat. Doamne, ce vrei să fac? Gândiți-vă un pic la, la cât de împotrivitor e la el cât de foc și pare era ea împotriva lui Hristos, împotriva, lui, împotriva creștinismului, împotriva bisericii. Și dintr-o dată, Doamne, ce vrei tu fac? Spunem ce să fac. Și așa, asta este o pildă, spune Pavel, pentru noi. O pildă pentru noi. Așa este mântuirea fiecăruia dintre noi. În parte. De aceea, frate, drag, fii uimit de dragostea lui Dumnezeu față de tine. Fii uimit. Florin, fiu uimit Moise, fiu uimit uh, Carlo Carlos și așa mai departe. Fiu uimit de dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Pentru că doctrina asta a Harului Suveran, a Harului care se revarsă suveran peste cine vrea el, este doctrina care trebuie să-ți umple inima de bucurie pentru că te ales și pe tine și mă ales și pe mine să am parte de această, de această slavă a Harului Său. Bun. Natura convertirii și chemării lui Pavel este inconfundabil o dovadă a originii divine a Evangheliei. Asta am văzut până acum. Dar textul mai spune ceva în partea a doua a lui, în versetul 16, partea a doua și 17. După ce Hristos i s-a descoperit și a oferit această revelație a Evangheliei, el continuă, și spune, nu am cerit imediat sfatul unui om, nici nu m-am suit la Ierusalim. Observați, în urma chemării divine și în urma revelației de care are parte Pavel, nu cere sfatul nimănui. Și nu se suie pentru a, promi, a primi aprobarea din Ierusalim. Ci merge și aplică chemarea pe care Hristos i-a adresat-o de a predica neamurilor. Și termenul cel mai important aici este, nu am cerut sfatul, nu am cerut sfatul, sfatul nimănui, niciunui om. Literal, nu am cerut sfatul cărnii și al sângelui. Și expresia a cere sfat de aici înseamnă a te consulta cu cineva. Pavel spune că nu, să, nu, a, nu a, căutat să se consulte cu, cu, cineva cu privire la revelația pe care a primit-o. Nu a încercat să-și legitimeze revelația în fața cuiva. Băi, e bună, e rea, ce părere ai, e, e, chiar crezi că e de la Dumnezeu. Nu a căutat ștanța Apostolilor din Ierusalim pentru Evanghelia sa. Și e interesant, Pavel nu folosește expresia om aici și folosește o expresie mai plastică: nu am cerut sfatul cărnii și sângelui. Carnea și sângele exprimă și mai viu ideea că Pavel nu a cerut părerea oamenilor când a aflat de Revelația asta, când Dumnezeu i s-a descoperit. Cu alte cuvinte, muritorii, fie ei și apostoli, nu pot arbitra și nu puteau arbitra dumnezeiască revelație care, pe care el a primit-o. În carne și sânge nu există resurse pentru a evalua ceea ce, și a judeca ceea ce este de la Dumnezeu. De aceea el nu a mers la apostolii de la Ierusalim. Dacă, dacă avea cât de puțin dubii că acea revelație nu era de la Dumnezeu, probabil că voia să se consulte cu cineva, dar el era ferm convins că revelația pe care o are, pe care a avut-o, este dumnezeiască. Așa că a te consulta cu privire la o poruncă dumnezeiască, este absurd, este de fapt total nepotrivit, este de fapt o, este de fapt o împotrivire cu privire la Dumnezeu. Pe păi dacă El îți spune să te duci să predici, tu ce mai faci tu, ce, mai, ce te mai consulți tu cu X sau cu Y? El ți-a spus, du-te și voi ceea ce ți-a spus El. Nu poți să primești o revelație de sus și după să te să întrebi și dreapta și în stânga, mai este de la Dumnezeu ce zici, este ia divină, revelația de sus, revelația lui Dumnezeu este, se autentifică pe sine. Se autentifică pe sine. Și, în loc să-și legitimeze mesajul, continuă Pavel, în Ierusalim, el merge în Arabia și în Damasc. De ce este relevantă călătoria sa în demonstrarea originii Divine a Evangheliei? Pentru că, de fapt, el spune. După ce am auzit chemarea lui Hristos, direct m-am dus și să predic. M-am dus să predic. Am auzit chemarea, du-te și predică la neamuri, că eu sunt Hristosul și exact asta am făcut. M-am dus să predic. În fapte 9 cu 20, foarte interesant, după ce Pavel este convertit, Saul este convertit, spuneți textul că imediat după ce este convertit, s-a dus și a început să predice Evanghelia în Damasc. Este foarte ciudat, nu? Dar este adevărat, când a auzit, când, când a auzit chemarea al Dumnezeu, nu a stat nici de cum pe gânduri, s-a dus direct și a început să predice. Și textul aici însă spune că s-a dus și în Arabia, pe lângă în Damasc s-a dus și în Arabia. Și cel mai probabil Arabia se referă la regatul Nabatean din sud-estul Israelului. Și e greu de crezut că Pavel s-a dus în acest regat al Arabiei și s-a dus să contemple sau niște să mediteze la Evanghelie. Nu, frații mei, cred că cel mai probabil, așa cum a predicat în Damasc, imediat după ce s-a convertit, imediat s-a coborât și în Arabia și s-a coborât pentru a predica Evanghelia neamurilor de acolo. În 2 Corinteni 11, de la 32 la 33, găsim faptul că pe când se afla în Damasc împăratul Areta, împăratul Areta care era împăratul regatului Nabatei, regatul Arabiei, a trimis să-l să pe Pavel în Damasc. Dar el s-a coborât printr-o coșniță, vă amintiți acolo, cum s-a întâmplat în faptele apostolilor. Împăratul Areta a trimis pentru că cel mai probabil el predicase în regatul său și voia să scape de el, ca nu cumva să se mai întoarcă și să îi facă probleme. Frații mei, Pavel aude Evanghelia, aude chemarea lui Hristos, aude scripturile, aude revelația din partea lui Dumnezeu și pune imediat în acțiune ceea ce Hristos îl îndeamnă, să predice adică neamurilor. Pavel nu, numai că nu consultă pe apostoli, dar el este convins 100% că ceea ce privește este de la Dumnezeu și imediat începe predicarea. Și exact la asta te aștepta. Dacă cineva ar primi o însărcinare și un mesaj dumnezeiesc precum a primit Pavel. Noi, fraților, ar trebui să ne comportăm exact ca Pavel. În ce sens? Diferența, desigur, constă în faptul că revelația pe care el a primit-o atunci, noi o avem astăzi în, în scripturi, în Biblie. Asta e diferența. Revelația pe care el a primit-o audibil de la Hristos, noi o avem în scripturi. Dar, în esență, aceeași atitudine ar trebui să avem ca Pavel. Cu alte cuvinte, ar trebui să fim 100% dependenți numai de mesajul Bibliei. 100% dependenți numai de mesajul Scripturii. Orice lucru să-l testăm prin cuvânt, orice învățătură să o testăm prin cuvânt, orice religie, orice filozofie, orice comportament să le testăm prin cuvânt. Revelația deja a fost dată și este obiectivă. Orice gând al nostru trebuie să-l supunem revelației pe care am primit-o. Nu invers. Pavel este captiv revelației primite. Și noi ar trebui să fim captivi scripturilor. Apoi, al doilea lucru. Pe de altă parte, ar trebui și noi să manifestăm această independență a lui Pavel. El asta argumentează. Eu sunt independent, fraților ei, nu, nu m-am dus la Ierusalim. -am, am acționat în mod independent, pentru că Revelația mea mi mi-a fost suficientă. Era de la Dumnezeu. Și, la, și noi ar trebui să manifestăm o astfel de independență. Să nu încercăm să, ne, să legitimăm Revelația biblic, Biblică prin alte surse, să nu încercăm să spunem. Să supunem Biblia probării altor surse de autoritate, oricare ar fi ele. Biblia însăși are autoritate supremă. Revelația este sursa pe baza căruia trebuie judecat totul, nu invers. Nu invers. De aceea, poate să zică preotul ce vrea, poate să zică tata, mama sau prietenii mei ce vrea, eu mă supun Bibliei. Ea este. Revelația mea supremă. Nu mă supun Bibliei pentru că îmi zic părinții, pentru că îmi, zic, îmi zice X, că îmi zice pastorul și așa mai. departe. Mă supun Bibliei pentru că ea este revelația lui Dumnezeu, obiectivă, venită de sus, din partea lui Dumnezeu. Pe de altă parte și noi ar trebui să manifestăm aceeași încredere pe care Pavel o avea în Evanghelie. Atât de mare încredere avea omul ăsta în revelația aceea pe care a primit-o de sus din partea lui Hristos, încât efectiv aceasta i-a schimbat complet, da, complet viața. Nu 50%, nu 10%, ci 100% i-a schimbat viața. Dintr-o dată nu mai era... Toată, toată concepția lui despre el, despre lume și viață a fost dărâmată, a fost făcută cioburi și s-a întors cu 180 de grade către o altă destinație, către un alt scop al vieții lui și uh, efectiv revelația asta a Evangheliei a schimbat viața și revelația asta a Evangheliei să ne schimbe și nouă viața. Dar complet, frații mei, complet ar trebui să ne schimbe viața. Dacă în viața ta, după ce te-ai convertit, zici, bă, au întâmplat ceva schimbări, am pot să zic că ceva atât de radical. E o problemă acolo. Ar trebui să schimbe radical viața. Nu mă refer neapărat comportamental. Că uneori comportamental nu te schimbi atât de mult. sau. Dar mă refer la inimă, frații mei, la, 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 dorințele noastre cele mai profunde, la, la, gândurile noastre cele mai profunde, la scopurile noastre cu privire la viață. Asta ar trebui să se schimbe radical odată ce te-ai întâlnit cu această revelație a Evangheliei. Și dacă nu s-a întâmplat asta, mă rog să, să spui semne de întrebare, de întrebări serioase despre ce s-a întâmplat în viața ta și să rogi pe Domnul să te schimbe în mod radical. I-a schimbat complet viața această revelație și așa trebuie să o luăm și noi. Atât de puternic ar trebui să fie și pentru noi revelația Scripturilor, încât să devenim captivi ei 100% și să zicem și noi ca Pavel, ce vrei Doamne să fac? Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Uite ce vrea Domnul să facem, să ascultăm de aceasta carte. Cu alte cuvinte, frații mei, să nu fluturăm. Eu cred în inspirația Scripturii, credem, da, dar arată, -ne, arată -ne, să arătăm viața noastră radical schimbată de Scripturii. Asta, asta arată că am crezut o revelație de sus în partea lui Dumnezeu. Eu să continui și să trecem rapid prin de la versetul 18 până la finalul capitolului, cum mai demonstrează Pavel originea divină a Evangheliei? În al treilea rând, arătând independența sa față de apostolii de la Ierusalim. Și noi putem să arătăm originea divină a Evangheliei, arătând tot spre această independență pe care Pavel și apostolii, de fapt, au avut-o unii față de alții. Spune versetul Versetul 18 la 20, după trei ani m-am suit la Ierusalim să-l vizitez pe Chifa și am rămas de el 15 zile, dar n-am văzut pe niciun alt apostol în afară de Iacov, fratele Domnului. În ceea ce vă scriu, iată, vă asigur înaintea lui Dumnezeu că nu mint. Și, pe de-o parte, înțelegem că independența asta lui Pavel față de ceilalți apostoli s-a dovedit prin interacțiunea asta minimă pe care a avut-o Pavel cu liderii bisericii de atunci. Spune aici textul: Observați că el a avut singura interacțiune pe care a avut-o cu apostolii din Ierusalim a, are loc la trei ani de la chemarea sa și scopul este unul de vizitare a lui Petru. Cum ziceam, iudaizatorii cel mai probabil îl acuzau pe Pavel de dependență de apostolii de la Ierusalim și a, faptul că în Timp s-a dezis de această dependență și a abandonat predicarea acestor apostoli de la Ierusalim, adică a abandonat predicarea legii. Asta pretindeau ei. Dar Pavel vrea să evidențieze că el n-a avut niciodată o conexiune așa de intimă cu apostolii de la Ierusalim. El, de fapt, a, fost, a avut interacțiune așa de minime cu apostolii de la Ierusalim, 15 zile în 3 ani, încât este imposibil ca el să fie absorbit Evanghelia de la ei. Este ridicol, de altfel, cu alte cuvinte, să crezi că el ar fi obținut Evanghelia de la Apostolul de la Ierusalim într-un timp așa de scurt, 15 zile. De asta accentuează el, 15 zile. Pavel se jură că așa stau lucrurile. Și de ce era necesar să se jure pentru a stabili odată pentru totdeauna că el este cu adevărat independent de acești Apostoli și Evanghelia, mesajul său nu vine de la ei. Frate, iată încă un bolț. Uh, băgat, introdus pentru a securiza originea divină a Evangheliei Harului Suveran. Apostolii au acționat și Pavel și ceilalți apostoli au acționat în virtutea revelației primite pe care au avut-o de la Hristos. Independent de, de, revelațiile celorlalți. Nu, nu au încercat să stai să văd ce zice apostolul Iacov, stai să văd ce zice apostolul cu tare, cu tare, oare e bine, oare e de la Dumnezeu? Nu, frații, mă gândesc acum și la Petru, care atunci când a auzit când a văzut acea viziune cu ceașaful care se coboară de sus din cer și cu animalele necurate și cum Dumnezeu îl îndemna să ia și să taie și să mănânce, el exact asta a făcut. S-a supus acelei revelații. Nu s-a dus la Iacob. Bă, Iacove, ce crezi? Revelația asta am primit-o de la Dumnezeu. Ce să cred cu privire la ea? Nu. A acționat exact în virtutea ei. A acționat în virtutea revelației. Și s-a dus la sutașul Corneliu în familia sa la neamuri și a predicat Evanghelia. Și exact asta au făcut apostolele. Au acționat pe baza revelației pe care o primeau. Și minunea este că, deși au acționat independenți cu niște sur... aceea sursă, dar independenți unii de alții, mesajul lor, deși vine din perspective diferite, nu se contrazice deloc. Dacă citești Noul Testament, vei vedea perspective diferite, vei vedea unghiuri diferite, dar nu vei vedea contradicții. Și asta... Asta arată minunea Revelației Divine. Ea este sursa, sursa ei este același Duh Sfânt. Pe de altă parte, mai înțelegem independența lui Pavel și a Revelației sale din obscuritatea sa din Iudeea, versetele 21 la 24. M-am dus apoi în Sinuțele Siriei și ale Cilicilei și eram încă necunoscut la fața bisericilor din Iudeea care sunt în Hristos. Ele doar auzeau spunându-se cel care era înainte. Cel care înainte ne persecuta, vestește acum credința pe care încerca să o distrugă și îl slăveau pe Dumnezeu datorită ei. După cea scurtă vizită, Pavel merge în Siria și în Cilicia pentru a predica acolo. Știți că Pavel era din Tarsul Cilicii. Cu alte cuvinte, Pavel se întoarce undeva în zona sa natală, în Cilicia, și Siria era foarte apropiată de Cilicia. Și ce spune el este că lucrarea sa era practic necunoscută bisericilor din Judea. Singurul lucru pe care ei îl cunoșteau era că persecutorul devenise creștin și predica acum Evanghelia. De ce era relevant asta? Iarăși, pentru a arăta independența sa față de Ierusalim, față de Apostolii de Ierusalim. El nu a învățat de la ei Evanghelia. Și nu avea cum să o fi învățat, asta spune. Nu avea cum, era imposibil din punct de, punctul ăsta de vedere, pentru că el nici măcar nu era cunoscut de ei la față. Și al doilea aspect relevant aici este că bisericile din Iudeea sunt martore ale schimbării dramatice care s-au petrecut în Pavel. Cu alte cuvinte, el nu inventează povestea asta a convertirii sale și cum Dumnezeu l-a scos, ele un persecutor. El nu inventează nimic din lucrurile astea. Și dovadă stau aceste biserici care știu lucrurile astea. Și... Uh, Martorii săi sunt bisericile astea, pentru că aceste biserici simțiseră pe propria lor piele focul prigoanei lui Pavel și mai mult au asistat cu uimire la schimbarea dramatică care s-a petrecut în viața sa și credincioșii din iudea atribuiau schimbarea aceasta nu unei uh, uh, schimbări minore, ci unei schimbări dramatice a lui Dumnezeu și îl slăveau chiar pe Dumnezeu pentru asta. Niciuna dintre aceste biserici nu s-a îndoit că lucrarea care s-a petrecut în Pavel era de la Dumnezeu și era complet nemaipomenită. Complet nemaipomenită. Frații mei, împachetez totul acum. Apostolii și, Apostol Pavel și ceilalți apostoli acționau cu independența pe care o ai dacă crezi că revelația vine de la Dumnezeu. Ei credeau că revelația este de la Dumnezeu și acționau Ca atare. Ca atare. Acum, noi, în final, frații mei, trebuie să arătăm lumii acestea că revelația biblică este divină. Să arătăm. Cum să arătăm? Prin a arăta, băi, oameni buni, are suport istoric și rațional Evanghelia. Nu este doar o poveste inventată, nu este doar o viziune care, ca a lui Joseph Smith sau a lui Mohamed sau mai știu eu ce alt. Are surse, are suport istoric și rațional, ceea ce credem noi. Și învierea lui Hristos are suport biblic și istoric foarte, foarte puternic. Foarte puternic. Și uh, le spunem oamenilor despre un mesaj divin pentru că acest mesaj are acest suport. Dar al doilea lucru, pe lângă partea asta apologetică, noi suntem chemați să arătăm lumii din jur devotamentul nostru absolut față de Scripturi și față de revelația biblică și ar trebui să-l arătăm, să -l arătăm acest devotament în tocmai precum apostolii. Să manifestăm aceeași încredere față de Biblie, aceeași independență față de așa zisele alte surse de autoritate. Să fim captivi Scripturii și, nu în ultimul rând, să oferim lumii noastre, lumii din jurul nostru, argumentul cel mai poate, cel mai puternic, cel mai puternic, Ternic pentru modul în care gândește lumea astăzi, și anume că viața ne-a fost schimbată de Evanghelie. Viața ne-a fost transformată de Evanghelie. Și oamenii din jur, când văd vieți schimbate, zic: Băi, s-a petrecut ceva aici, ceva s-a petrecut aici. Și schimbarea radicală a vieților noastre arată și punctează că Evanghelia are o sursă divină. Cum noi, niște ostili, am fost transformați radical și supranatural și Frații mei, cu toți am gustat din harul ăsta dacă suntem mai Lui Hristos. De aceea, îndrăznește să spui Evanghelia. Îndrăznește să crezi și mai tare Evanghelia. Pentru că adevărul este de partea noastră, nu împotriva noastră. Adevărul este Evanghelia. Amin.